să pui mâine peste bolnav. Și bolnavii se vindecă. Este Biblia voastră? Amen. 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 It's about time that we rise up and do what the Bible says. Să ne ridicăm, să împlinim Biblia. It's about time we stop getting scared. Hallelujah. Vremea. I'm afraid. Oh, să nu mai fim speriați. God is in you. Dumnezeu este în tine. If you hold fast what you've got. Dacă te ții de ce spune Dumnezeu. What God put in you. Dacă te ții de ce a pus Dumnezeu în tine. I want to see the church arise. Vreau să văd că biserica se ridică, aleluia. Și noi să nu mai existe criză în viața noastră. Pentru că vremea dormitului s-a terminat. The time of easy is over. Și timpul relaxării s-a terminat. Trebuie să ne ridicăm. Și să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ținem de el. Dumnezeu va face ceva în această seară. Dacă ești gata în această seară. Dacă spui, Iisuse, sunt aici. I'm ready. Sunt gata. I want to use me. Vreau să mă folosești. I want to match on. Vreau. God will touch you, my sister. Și Dumnezeu va va atinge. Soră și frate. You know what I like about my God? What I like about God? Știți ce place mie la Dumnezeu? You care whether you are Russia, Romania, nu-i pasă de naționalitate. Africa. Nu-i pasă de naționalitate. Biblia spune. Dacă crezi în El, vei face lucrurile care le-a făcut El. Pot să-ți pun o întrebare? Cât de mult vrei să faci lucruri mai mari? Amen. Amen. În această seară, veți vedea ungerea Domnului. În această seară, veți vedea ce îți vă dă Dumnezeu. Sunt multe persoane care au, poate nu sunt obișnuiți, aș vrea să știu, pastore, suntem bine, ok? Prieteni,
Vin dintr-o țară care e foarte mare. Dar știți ceva? Dumnezeu se mișcă în Australia. Pentru că avem trezire spirituală. Pentru că am ieșit din cutie. Aș vrea să mă rog.